Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu un video nou despre un site care se numește Bitsy din Londra. Un site, după părerea mea, destul de interesant, căci în afară de varianta de a face investiții proprii pe acest site în Bitcoin, se poate de făcut anumite sarcini care îmi permite să fim plătiți în Bitcoin, apoi acești bani să-i investim pe acest site în pachete care sunt aici investiționale sau să-i dăm la scos, căci deja unele persoane au scos pe acest site, deci am putut să fac și eu un video. După lecția, dacă ne uităm, acest site nu m-a apărut, el este răspândit mai mult în Japonia, Rusia, Brazilia, Franța, India, dar am hotărât să fac un video și pentru Moldova, România. Deci, dacă vrem să vedem cât se poate de făcut câștig pe acest site, aici mai jos este un calculator pe care noi, dacă alegem, de pildă, luăm pachetul de 25 de zile, a două întreg 6% pe zi. Depozitare de la minim 0,1 Bitcoin. Dacă înțeleg corect. Da, de la 0,25 catarici. La 2,35 Bitcoin. Aici e de la 0. Deci o să vedeți după situație. În interior deja. Și aici ne arată cât câștigăm pe zi. 260.000 satoshi sau total 65% la față de cei cât am investit. Deci asta momentul cu investițiile. Deci puteți să studiați mai bine acest site, mergând pe toate direcțiile. Deci pentru referale, ce sunt două nivele. Primul nivel are 7% în direcție și 2% din nivelul 2. În valoarea cât au investit persoanele invitate de noi. Mai jos, sau mai bine nu mai jos, dar intrați în direcția întrebări-răspunsuri. Eu aici am intrat și am pus traducerea. Și sunt mai multe direcții, întrebări generale, de pildă. Pe urmă, unele dintre... Deci traducerea uneori se face greșit, așa că nu atrage atenție la unele cuvinte dacă nu le înțelegi, dar sensul la general se poate de înțeles. Trebuiește fiecare întrebare, răspuns de citit ca să fie cât mai puține întrebări la voi față de mine. Deci multe lucruri sunt explicate în aceste întrebări. Deci dacă vreți să vedeți companie, ce este un trimitere la un site a guvernului din Marea Britanie, pe care dacă apăsați, el vă trimite la site-ul guvernului, unde sunt datele despre Bitsy Limited. Puteți să intrați, să vedeți adresa, când e înregistrată, fondatorii, ce mai este acolo, o să vedeți. Deci, ca orice companie care vreți să verificați din Marea Britanie, deci intrați pe acest site și o găsiți. Aici se dă informația despre denumire și vă apare. Dar deja ei au pus link-ul. Nu trebuie să o căutați. E comod. Deci, asta e informația despre companie. Acum despre direcția care eu o să socot destul de importantă aici. Direcția Bounty, unde se poate de făcut unele sarcini gratis, câștigând bani. Apoi banii aceștia de făcut investiții. Deci intrăm în direcția Bounty. Apoi mai jos. Aici scrie că se poate făcut până la 200 sau 200, mai mult de 200 dolari pe zi deplinind unei sarcini. Cât e de real o să vedeți fiecare, că aici depinde de ce facem. Pentru a putea face aceste sarcini, în primul rând trebuie de îndeplinit aceste condiții. Deci, dați să fac traducere.
Așa faceți și voi. Traducere și vedeți ce se face. Pentru a atrage telecompanie și pentru a câștiga bani pentru aceasta, trebuie să îndepliniți condițiile obligatorii simple. Înregistrați-o pe site-ul companiei. Deci, trebuie să faceți înregistrare pe acest site. Nu puteți să faceți sarcini dacă nu sunteți înregistrat în primul. A doilea, trebuie este de făcut înregistrare pe canalul Telegram al companiei. Pe urmă, pagina oficială Facebook a site-ului Bitsy. Pe urmă, în Twitter. Deci, în patru locuri trebuie să faceți înregistrare. După ce ați făcut acești patru pași, deja trimiteți datele lor prin acest program Bounty. Unde îndepliniți datele personale, unde indicați login-ul care îl aveți în Bitsy, ați făcut înregistrare, vezi? Pe urmă, login-ul care îl aveți în Telegram. Pe urmă, aici plasați link-ul cu contul vostru Facebook, apoi contul în Twitter și trimiteți datele lor. După ce sunteți primit, asta poate fi o zi, două, după ce ați primit informația că sunteți înregistrat în programa Bounty, deja vă apucați de obiective care sunt aici, pentru ce se poate de primit bani, încă, deci făcând repostări pe Facebook, Twitter, pil de 0.025, Bitcoin este undeva în dolari. Făcând vizualizare video, 3, 4, 5 direcții sunt unde se poate de făcut sarcini. Și după ce ați făcut sarcina, de pildă, ea poate fi verificată de la o zi până la 7 zile. Dacă n-ați primit banii, puteți să intrați în lista de rezultate, unde vă verificați care este situația. Deci, în primul rând, vă uitați la username în tabela aceasta, dacă el este aici, username-ul vostru, login-ul. Și în direcția verde sunt sarcinile care au fost plătite. Dacă nu o găsiți aici, înseamnă că sarcina a fost refuzată, care s-a făcută, și ea este în direcția roșu. Uitați, de pildă, la login l-ați găsit, link-ul care l-ați făcut, refuzat și din ce cauză. Traduceți ce înseamnă condiția asta, răspunsul. Și o să înțelegeți ce n-ați făcut corect. Deci, asta e cu direcția Bounty. Acum, cum se face înregistrarea, da, să vă arăt. Deci, după ce ați trecut pe link-ul de referral, lăsați tot să fie în original, nu folosiți varianta tradusă. Treceți la direcția Register, unde introduceți datele despre login-ul care îl doriți să-l aveți pe site-ul Bitsy, apoi parola care o să intrați în cont, repetați parola, o întrebare de control, de pildă, eu știu, cel mai bun prieten. Deci, scrieți o întrebare care numai voi o știți, de pildă, varianta, cel mai bun prieten, și aici răspuns, eu știu. Victor, puteți, de pildă, să scrieți precis cum mă voi scrie, de pildă, Victor cu K, de pildă, așa, ori știu, Victor 55, ceva care numai nimeni să nu-și dă-i seama. Și nu uitați răspunsul care l-a scris. Deci a pus aici răspunsul la întrebarea de control. Pe urmă, mai jos, scris deja numele și prenumele, date personale. Login-ul, nu login-ul, dar e-mail-ul pe care o să
Bine, eu știu, dacă o să vrei să restabiliți parola, ori eu știu, unele momente informații de la site, unde îți vii răspuns dacă ați fost acceptați la programa Bounty. Deci, parola, ăsta e e-mailul, repetați e-mailul. Și aici ea trebuie să introduceți un portofel Bitcoin, pe care o să vină banii când o să vreți să scoateți pe acest site. Deci, portofelul vostru. Îl plasați aici. După aceea, aici trebuie să fie bufat. Așa nu merge, trebuie să fie bufat și apăsați pe register. Și o să fiți înregistrat. Și atât când intrați în cont, intrați cu login-ul și cu parola. Deja apăsați pe sign in. Voi fi liniște. Și deja în cont, aici, intrați în direcția referral links, unde este linkul vostru de referral, îl copieți și îl trimiteți la cunoscut. Dacă doriți cineva să invitați, asta nu e obligatoriu. Dacă doriți să faceți depozit, faceți depozit ori aici, ori în direcția ori aici. De a face depozit, alegeți pachetul care îl doriți, de felul acest. După aceea mergeți în jos și faceți indicat suma de felul care vreți să faceți. 0. Exemplu, să dai vorba. Deci minimul de la 0,25. Deci nu vă uitați atent cât site-ul cere. Deci acesta doilea. Deci alegi înseamnă că alt depozit mai mic, primul. Deci uitați, aici e scris la depozit cât indice minimum 0,05 Bitcoin, deci aveți 0,025, deci eu n-am. Deja aici mai sunt alte pachete, 0,25, 155% în 15 zile, tot interesant, deci sunt multe pachete aici. 0,5. Bitcoin, 100 de zile, 7000%. Vă uitați la situație. Deci riscați cu atâta bani cât nu vi jeli să pierdeți, căci internet peste tot, în principiu, investițiile sunt riscante. Și deja aici de direcția de scos bani. Mai intrați, mai studiați. Cum am spus, nimeni nu vă interzice să apăsați să vedeți ce se întâmplă. Căci unii la fiecare pas mă întreabă și îmi dea întrebări. Deci nu trebuie cam atât de des de pe ele să apelați la mine când tot este pe site. Doar careva întrebări care nu sunt pe site și nu ați găsit, dar că tare tot este pe site. Pur și simplu voi vă temeți, nu știu de ce, să verificați tot ce este. Deci unele persoane, eu am zis că tăiați, dar unele sunt, mă deranjează în sens că la fiecare pas de întrebări pe lucruri care sunt toate pe site. Și eu pur și simplu nu pot permanent să fiu pe Skype să răspund doar numai la întrebări. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.